Încă o dată scuze locatarilor, colocatarilor și vecinilor, pentru că acest râs, vedeți dumneavoastră, ce a răsunat ieri seară la malul mării. Diana râde foarte mult. Orice banc spui, am scos cele mai proaste bancuri ieri seară, ca să nu vorbim de bancurile lui Cornel. A râs inclusiv la ele. De-aia ne... Tu încă nu ai înțeles că noi ne potrivim foarte bine. Uite, chiar și ne-am îmbrăcat în negru. Deci n-ai înțeles încă până acum de când ne cunoaștem. Lasă-mă că roșesc. Aseară mai trebuia să ne jucăm cu sticla și dansăm pe ziar. Da. A fost o petrecere din aia de bătrâni foarte interesantă. S-am avut și tort. Tortul a fost foarte gustos, mai ales roțile. Ai văzut? Da, mi-au plăcut roțile. Cine a fost albastră pe limbă toată seara? Dar știi care e problema? Stai un pic, că eu v-am căutat în toată Varna. Credeam că sunteți undeva pe faleză, la Balcic. Da, n-am avut bani de Bulgaria. Păi de ce? Nu e foarte frumos acolo, e bine și aici, dar v-am căutat în peste tot. Deci am înțeles în final, după postări de la Neața Grozvan și Dani, că sunteți aici. Eu v-am căutat în Varna. Diana a făcut un review de o săptămână împreună cu prietena ei. Au făcut o parte din litoralul bulgăresc. Au ajuns aici și de aici se duc la Chișinău, este? Da, ne ducem un pic ca să ne întoarcem. Da, să avem de unde să ne întoarcem. Da. Da. În rest, totul bine, sper. Da, am salutat-o pe Regina Maria, castelul Reginei Maria, pentru că mi-am dorit foarte de mult să merg acolo și chiar mi-a plăcut extraordinar de mult. Invit toți românii să vină să vadă castelul ăla, pentru că, într-adevăr, m-am convins încă o dată că pe malul Varnei, pe litoralul bulgăresc, sunt foarte mulți români. Deci mulți m-am convins români, încă o dată de acest lucru, da. Ai putut vorbi în românește la restaurant, la coadă? A fost foarte dificil să ne înțelegem. Sigur că a fost ușor. Da. Două femei în toată firea singure la Varna. Trebuie să văd imagini cu treaba asta. Da, imagini pe pagina mea de Instagram, bag tot felul de stories. Cine nu a fost la castel poate să vadă acolo absolut toate detaliile și ce am mâncat și ce am văzut. Am înțeles, așa e și la Ramona pe Instagram. Vezi și ce am mâncat și ce a băut. Și unde a dansat și cu cine. Păi nu asta contează. Cu ce m-am ales în viață? Inima nu fi de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată. Să vezi dorul cum mă poartă frunză în vânt. Asta am cântat aseară. Inima nu fi haină, că ai și tu un pic de vină. Dacă n-am o zi senină pe pământ. Și asta că o să mă usuc ca pomul. Da. Aici m-am pierdut. Da, și eu. Bun, Diana, rămâi pe poziții. Ok. Avem un joc după pauză. Vrem să te implicăm. Ești sigur? Da, o să deci fie... Deci data trecută m-ați băgat la topogane, sper să nu fie cu apă. De data asta nu te mai... Nu mă auzi? Nu te de mai... De ce nu mă auzi? Nu te mai băgăm vreau în apă. Vreau să mă auzi! Avem un joc cu baloane. Ah, serios? Ok. Da, new. Trebuie să facem și educație la televizor. Baloane. După pauză o să scoatem baloanele și ne vedem. Hai să le umflăm mai întâi. Hai să luăm pauză și o vedea cine aduce norocul.